dus în diverse povești, dar nimic. Nu te-ai întors în realitate. Bun, asta că așa s-a nimerit să se nască filmele astea, să apară unul după altul și să fie nu neapărat un program comun care să le lege, o intenție comună și am cel puțin două, trei proiecte acum care sunt de filme plasate în contemporaneitate. Deci nu... Iar filmul anterior, mi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, era un film plasat în contemporaneitate. Bun, măcar atâta. Deci, da, deci nu e, pur și simplu s-au legat, fără să fie un proiect comun, s-au legat apărând diverse aspecte ale unor filme pe care le-am făcut sau lucruri noi, cum e cazul filmului ăstuia. Și sigur că e un interes, mă interesează istoria și, cum ziceam, în ce fel poți face un film care să fie relevant pentru discuția despre istoria. Tot. Gianina îmi place ca regizor, ca autor de spectacole, de teatru, nu doar pentru subiectele pe care le găsește, ci și pentru că există o concepție unitară întotdeauna la ea și un interes pentru mise-en-scenă, care la, în fine, mi se pare că la mulți din regizorii de teatru, tineri mai ales implicați, să spunem, în proiecte de teatru politic sau social, lipsește, mai puțin sunt mai degrabă interesați doar de a transmite un subiect sau unii din ei, habar n-am. Or, în cazul acestui spectacol, interesul a pornit nu doar de la poveste, care e oricum foarte, foarte interesantă în sine, cât de la filmul care a construit o dramaturgie din montajul, din colajul de texte, din dosarul de securitate pe care l-a avut la dispoziție și din interviurile pe care le-a făcut. Și asta e ceva destul de atipic, adică nu... Adică o dramaturgie făcută prin montaj mi s-a părut din start foarte interesant și am vrut, cum în ultimii ani, să zic așa, m-au interesat, dacă vreți, filmele care sunt construite din materiale care nu sunt propriu-zis cinematografice în mod tradițional, să folosesc și aceste elemente, adică dosar de securitate, spectacol de teatru, imagini de televiziune și care să devină toate, să devină cinema în cele din urmă. Așteptăm cum ieșirea trenului din gara. Da. Care e tot undeva într-o altă epocă istorică. Da, e un film despre pogromul de la Iași, făcut împreună cu Adrian Cioflâncă, care e istoric și care e un film de 3 ore, numai din materiale de arhivă fotografice și la care se adaugă mărturii citite de actori. Toate vor fi și la Berlin. Da. Cum ai primit vestea asta, că Berlin. Sunt două filme în secțiunea Forum plus un proiect în pregătire care e la piața de proiecte. Deci sunt foarte recunoscător, în primul rând că e o secțiune care mi se pare foarte potrivită pentru filmele astea care sunt, să zicem, măcar dintr-un punct de vedere au o zonă experimentală, să zic așa. Și secțiunea asta încurajează tipul ăsta de cinema. Și atunci nu cred că există pentru niciunul din aceste filme un loc mai bun să și înceapă mica lor carieră, apar așa. Ce aștepți de la întâlnirea publicului cu filmul? În mod normal, el va intra în săile de cinema. Da, aștept să... Habar n-am, nu știu ce aștept. Nu aștept nimic, de fapt. Ce așteptă publicul e important, nu ce aștept eu. Eu sper doar că modalitatea propusă, forma pe care filmul are, să fie destul de interesante, pentru că până la urmă filmul oferă nu doar o poveste, ci 100 de mici povești care adunate creează un fel de imagine și sper ca asta să fie entertaining, să fie plăcut, să fie interesant. Adică mie mi-ar plăcea ca spectator să-l văd, dar asta e strict narcisism. Sunt deschis la orice fel de feedback, de la înjurători până la aprecieri, adică... Nu, repet, mi se pare că e o propunere care ar trebui să fie, sau sper să fie într-o măsură stimulativă, fie și pentru a fi împotriva lui. Adică nu cred că trebuie să fie toată lumea alături de film sau să-l considere bun, important, reușit. Dar n-am, oricine poate să aibă orice părere și cred că e un film care oferă posibilitatea să aibă o opinie foarte tranșantă despre el. Ca dovadă că și la proiecția asta o grămadă de oameni au plecat, din ce am înțeles. Așa că e un punct de vedere.